Lei, un șofer a fost la un pas să ardă de viu azi noapte după ce mașina pe care o conducea a fost lovită în plin de o dubă. Imediat după accident, mașina a fost înghițită de flăcări. Bărbatul s-a salvat singur pentru că șoferul dubei, un angajat al Ministerului Apărării, s-a făcut nevăzut la scurt timp după accident. Mașina de câteva mii de euro s-a făcut scrum în câteva minute. Ardea deja ca o torță când au sosit pompierii. La locul accidentului au ajuns mai întâi medicii. L-au găsit la câțiva metri de mașină pe șofer. Bărbatul stătea întins pe șosea și a acuzat dureri cumplite. A reușit să se salveze în ultima clipă. Imediat cum a ieșit din mașină, au izbucnit flăcările. Să reușim să-i anunțăm pe familia. Era în mașină. Bărbatul abia intrase în București. Șoseaua era aproape goală, în afară de o dubă care venea din sens opus. La un moment dat, duba a intrat pe contrasens și cele două mașini s-au lovit în plin, iar duba s-a răsturnat. Imediat după accident, șoferul dubei a dispărut. Șoferii știi unde sunt? Unul a fugit și unul e în ambulanță. Incident, au fost implicate două autoturisme, dintre care unul ardea cu flacără deschisă. S-a acționat pentru preluarea victimelor de către ambulanțe și pentru a se stinge incendiul. O singură victimă a fost preluată de către ambulanțe. Polițiștii au pornit în căutarea lui și l-au găsit câteva minute mai târziu pe o străduță din apropierea locului accidentului. Omul este angajat al Ministerului Apărării și se pare că era băut în momentul producerii accidentului. El a fost dus la Spitalul Universitar, unde a rămas internat pentru a-i se preleva probe de sânge și pentru îngrijiri medicale.